Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Haideți să deschidem chesturile. Avem un Silver Chest în care avem 136 de gold, avem Health Spirit, Electro Spirit și cam atât. Încă două Golden Chesturi cu 553 de gold, avem Elite Barbari, Skeleton Barrel și Ice Spirit împreună cu Goblin Cage. Ok, încă un golden chest în care avem 597 de gold, skeletons, goblins, battle healer și mega mare. Bun. Am strâns și o grămadă de star points și mai avem un tier, cred că 3 crown chesturi. Hai să le deschidem. Avem 1104 gold, 3 gemuri, Giant Snowball, Skeleton Dragons, Prince și Barbarian Hunt. Ok, încă un Crown Chest cu 1149 de gold, 2 gemuri, Hog Rider, Rascals, Linings și Inferno Tower. Bun, și încă un Crown Chest care vine la pachet cu acest emote destul de drăguț, în care avem logul care este în podobit, la fel ca un brăduț. Și hai să vedem, avem 1000 și ceva de gold, 3 gemuri, arrows, Ice Spirit, The Dark Prince și Barbarian Hunt. Bun. Da, băi, foarte tare nou emote. Hai să mai vedem o dată. Da, e destul de interesant. Nu știu cât de mult o să-l folosesc, așa de catering mai mult. Bun. Haideți acum la war. Vedem că mai avem nevoie de câteva fame-uri ca să luăm locul 3, să trecem linia de finish și cei de la Cocciolazzo Royal sunt în spatele nostru. Dar din păcate deja joacă cineva. Sper că cineva de la noi din clan. Și foarte probabil vom obține acel loc 3. Cred că indiferent de rezultatul lor, noi vom obține locul 3, pentru că ne trebuie foarte puține 400 de fame-uri. Bun, hai să dacă reușim noi să jucăm. Dar din păcate nu putem atâta timp cât este cineva în joc. Schimb, am putea să dăm un match în... Un battle simplu sau un Legendary Infinite Elixir cu ultimul deck. Acum nu știu cât de bună e ideea să facem asta. Oricum văd că sunt blocate ambele moduri. Hai să dăm un match cu wait cu ultimul deck. Ok. Bun. Nu știu dacă vom reuși victoria, va fi foarte greu. Infinite Elixir Challenge-ul e ca o ruletă, e la noroc. Dar măcar vom încerca. Hai să vedem, trimitem aici și Knight-ul. Ok, și vreau să pun aici două... Cele două... Doi healeri. Din nou cu Hunt-ul și hai să vedem. Bă, e destul de greu ce se întâmplă aici. Nici nu pot să urmăresc sincer toate nebuniile. Dar haideți să încercăm să atacăm în continuu practic și să... Băi, vă spun, nici nu mă uit ce se întâmplă aici practic. Spanez așa cărți într-una. Pentru că asta e important, e să nu avem elixir pe minus. Aici contează orice pierdere de elixir. Da, pentru că pierzi cu 10-le, de fapt, nu pierzi 3 elixir, pierzi 30 de elixir. Ceva de genul. Puteți să dați spectate la cineva care a jucat în modul ăsta și să vedeți cum se pierde elixir. Da, și încă un lucru nașpa e că se poate întoarce în orice moment... În orice moment roata.
și hai să punem da, măcar ținem de scor, dacă nu. Dacă nu reușim să-l batem, oricum, ceea ce e foarte greu. Vedeți, v-am spus, se poate întoarce imediat meciul. Dar să sperăm că nu va fi cazul aici. Spun și Fire. Fire Spirit, mai pun un healer aici. Ah, deși am întors acel peca mare din match. Hai să vedem, punem ce atac urât, ce push urât au reușit pe partea stângă. Da, și pierdem clădirea din păcate. Și hai să punem acolo acel da, pierdem meciul. V-am spus, era de așteptat. Era de așteptat pentru că e foarte imprevizibil acest mod de joc și o clipă de neatenție poate distruge un început de meci bun. Ok, bun, reușim să ne luăm reward-ul. Avem un chest de level 3, de rang 3 și hai să vedem ce găsim în el. Să sperăm că avem o legendară. Asta e important. Bun, 3570 de gold, Electro Spirit, Battle Healer, Electro Giant, 12 bucăți și să vedem, Mega Knight, Magic Archer, Prințesă Log, perfect. Log, era normal, nu? Am primit emote-ul cu logo-ul, este sezonul logului și primim și logo-ul ca legendar. Bun. Încă nu putem să jucăm, din păcate, în la duel, pentru că acolo e meciul important, nu? Practic, dacă reușim victoria, avem 3000 de gold reward plus fame-uri. Și hai să vedem. Trebuie să așteptăm să termine de jucat Andu. Și să sperăm că va obține victoria din acest match. Da, pentru că dacă obține victoria, practic se termină. Ar fi a doua victorie și e suficient încât să nu se mai continue. Da, e destul de greu. Uite, are un push destul de bun adversarului. Da, și pierdem. A avut freeze-ul. Da, trebuie să mai așteptăm un match, din păcate. Și eu vreau să joc. Nu știu cum. Da, nu putem face nimic din nefericire. Da, la Mother Witch Draft Challenge am pierdut într-un final. Am reușit doar cele primele trei victorii, după care am pierdut și n-am mai dat rejoin. Oricum n-aveam suficiente gemuri, dar sincer nu cred că merita. Nu-mi place extraordinar de mult noua carte. Dar era o legendară până la urmă și am fi luat-o în avans. Bun, hai să vedem. O să mai dăm spectrii la meciul lui și vom intra și noi imediat după. Duelul tankurilor. Golem versus Royal Giant. O, reușește să-i scoată acolo. Cât de tare reușește să-i scoată muschetira. Și dă o grămadă de damage pe turnul din dreapta. Și de asemenea stă și foarte bine în apărare. Reușește să ia foarte puțin damage de la Golem. Și balonul păcălește. Scapă fără damage de la balon. Destul de bine jucat. Da,
Da, păcălește și, și Lumberjack-ul. Foarte bine jucat. Foarte bine jucat. Și mai mult decât atât, stă destul de bine și la... La Elixir, bine, stătea, a dat un pic în, un pas în spate cu, cu barbarii. Ok, vine golemul. Să vedem cum va gestiona acest, acest atac. Trebuie să scoate, scape și de balon. Probabil cu, cu beții și reușește fără hit. Fără drop, de fapt, primește un hit de la, de la balon într-un final. Dar 20 de secunde care trebuie să reziste fără, fără să piardă turnul din dreapta. Bă, ăla din, din dreapta opolentului aproape, aproape distrus. Trebuie doar o... un fireball. Și cred că îl va da chiar acum. Cred că e suficient fireball fără, da, fără zap. Bun. Haideți să, să încercăm să prindem slotul imediat și să, să ne jucăm și noi meciul la duel. Avem, nu neapărat nevoie de victorie, dar ne-ar prinde bine cei 3500 de gold pentru, pentru victorie. Fame-urile din nou nu valorează prea mult în, în acest moment, dar ar fi o victorie binevenită. Bun, începem cu primul, primul deck. Deck-ul clasic. Ok. Punem arcașele în spate. Și Valkyra aici. O să trimis și Hog-ul. Ah, prindeau bine niște... niște minions, erau acolo, excelent, dacă, dacă ar fi pus. Am fi scos cu... destul de urât aici. Băi, sincer, nici nu știu cum să fac. Hai, stăm așa, erau sub pe, pe trupe. Minipeca trebuia pus mai sus. Trebuia pus mai sus. Da, ne luăm, ne luăm damage destul, de, destul de, de urât din... de la Royal Giant. Oh, pierdem și arcașele. Da, și pare că a preluat avantajul. Scoatem acolo goblinii. Ah, Valkyra întâmpinată de Baby Dragon, nu prea... Bine, va reuși probabil două hituri. Poate chiar trec puțin noroc, dar nu ne ajută foarte mult. Hai să scăpăm de... de Baby Dragon. Și să scăpăm și de darts... Nu, n-ar fi trebuit să pun P.K. Eros aici era... Oh, excelent. În păcate vine prea, prea târziu elixirul. Pune din nou tank în fața, în fața witch-ului. Sau poate că nu. Oh, poate că nu. Asta e bine. Vedem dacă reușim să scăpăm fără damage pe arcașe. Bun. Mai câștigăm un mic... nic avantaj, dar nu e wow. Însă rămânem încă în joc. O stau aici racheta pe... Incredibil, n-am prins Baby Dragon-ul. Da, se pare că e final de match. Nu cred că mai putem schimba mare lucru. Dar o să încerc totuși un ultim push pe, pe, partea, pe partea dreaptă. Degeaba, nu mai sunt nu mai sunt șanse de, de întoarcerea rezultatului din acest, din acest meci, însă duelul poate fi, poate fi câștigat. Două sau trei crown-uri, irelevant, nu, nu contează prea mult. Bun, hai să vedem următorul meci. Mă întorc meci. O să iau deck-ul cu, cu golem. Pentru că
am mai mare încredere în decul cu balon și în cazul în care vom pierde, vom putea miza pe o victorie în ultimul meci, folosind decul numărul 3. Ok. Pus acolo un... un mortar și cred că era momentul potrivit să trimitem golemul și cred că asta vom și face în acest moment. Okay, o să trimit Guard Goblin-ul din spate plus Flying Machine-ul în centru stânga, să scăpăm de acel Inferno Tower. Dăm și un Fireball pe Musketeer. Bun, reușește câteva hituri bune golemul. Hai să vedem dacă scăpăm de mortar. Probabil vom lua un singur hit pe tur. Ceea ce e destul de bine. Trimitem aici Dark Goblin-ul pentru Musketeer și sperăm că va reuși și câteva hituri pe tur, măcar Baby Dragon-ul. Ar fi fost excelent. Da, să rămânem în continuare precauți și vom sta focusați pe apărare. Începem cu Furnace-ul din centru. Și cred că e un moment bun să atacăm. Pentru că a dat acel Lightning. Lightning-ul e foarte costisitor și poate... poate aduce avantajul în match. Da, o să-l lasă de a câteva hituri cu Musketeer-a pe turn. Trimitem Baby Dragon-ul și vom încerca acea schemă cu Flying Machine-ul. Să dăm și Musketeer-a acolo, o punem din nou Dark Goblin-ul aici. Și Zepis. Da, excelent. Și se pare că e victoria noastră acest match. Bun. Și rămâne meciul de care pe care. Ultimul din duel. Aici trebuie să avem mare grijă, pentru că e meciul de totul sau nimic. Începem cu Minions din spate. Trimitem și Musketeer-a tot din spate. Nu mai are Lightning, deci putem să trimitem liniștiți balonul. Punem Hell Spirit-ul aici și vom trimite Lumberjack-ul a scăpat acolo de... dar nu reușește să se apropie măcar de turn. Punem Goblin Cage-ul în centru. Păi, sincer, mă așteptam să aibă un deck cu tank. Dar n-a avut. Trimite Musketeer-ă cu balon în față. Și punem aici Hell Spirit-ul care probabil va... da, nu reușește să țină viață Musketeer-ă. Da, aici se anunță un match destul de greu. Din nou Goblin Cage-ul
centru. Nu o să mai punem trupe din spate pentru că are... și ce greșeală facem acolo cu... Da, ce greșeală facem. Și ne scoate turnul din partea dreaptă. Încercăm totuși să... Da, nu reușim mare lucru. Același lucru încercăm pe partea de-a dreaptă de data asta cu... Din nou logo ne scoate Hell Spirit-ul. Să punem aici Inferno Tower-ul. Da, și va trebui să mutăm tot jocul pe partea stângă, dacă mai vrem să obținem ceva. Pierdem din păcate al treilea meci și încheiem acest War Day cu 4 înfrângeri. Mă rog, 3 înfrângeri și o victorie, dar niciun victory pentru cele două jocuri. Bun, hai să vedem în clan, avem ceva de donat. Da, bun, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!